Foarte multe dintre cadrele Poliției Argeșene și nu numai cu vastă experiență au ales să prindă valul de pensionări odată cu normativele legii pensiilor militare, intrată în vigoare de la 1 ianuarie. Astfel, polițiștii care au împlinit vârsta standard de pensionare și au avut o vechime în muncă de minimum 25 de ani și au putut depune actele pentru a putea beneficia de noul act normativ. În această situație este nevoie de forță de muncă nouă, iar tinerii pot ocupa locurile rămase libere. Potrivit unui comunicat emis de MAI, la începutul acestei luni, de la 15 februarie, au fost inițiate procedurile de încadrare din surse externe pentru un număr de 2500 de posturi destinate structurilor operative. Această măsură a încadrării din surse externe este una de excepție necesară pentru acoperirea deficitului de personal din MAI, care s-ar putea accentua prin ieșirile la pensie ca urmare a intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2016 a legii pensiilor militare, se mai precizează în comunicatul MAI. Județul nostru nu face notă discordantă și odată cu valul de pensionări vor rămâne libere mai multe posturi în rândul oamenilor legii. În primul rând trebuie să fie tineri în poliție pentru că trebuie să existe cineva care să păstreze ordinea, să mențină ordinea publică. Pentru ca cetățeanul să fie în siguranță, e nevoie de polițiști. Iar acum, după cum ați constatat și dumneavoastră, a fost o perioadă de masivă de pensionări și e nevoie de polițiști. Cele 2500 de posturi vor putea fi ocupate prin concurs, iar cei mai buni civili vor putea îmbrăca hainele albastre.